extraordinară a Consiliului Local al Comunei de Județul Bacău, întâlnită astăzi, adică, 25 august 2021, este legat constituită și își poate desfășura lucrările. La ședință participă un număr de 10 consilieri, dintr-un total de 13. Domnul Lucio Gâre Rimus a comunicat că nu poate să participe la ședințe de motive profesionale, a trimis document scris. Domnul Crăciun Gioane, de asemenea, a anunțat telefonic că este plecat din localitate. Motivat. Iar domnul Coac Vasile Gabi nu a vorbit niciodată cu mine, nu mi-a comunicat nimic. Din acest moment este absent, nemotivat, domnul Coac Vasile Gabi. Suntem astăzi și drumul și putea să fie la ordinar. Dar nu trebuie de ce este ordinar.
Deci nu are pentru tot este organul care a fost făcut, tot este organul care a fost. Deci noi, noi vine cu voia deja cu ministra acelui. Da, dar nu, eu întreb de ce nu putea să vină la ordinar. Așa că am o chestie de regulament de asta. Nu poate să se blocat, pentru că totuși ce este lucru. Mi se pare că trecem peste o ordinar. Putea să vină la ordinar și era ok. Considerați că este un lucru ilegal sau? Nu, totuși nu, nu știu de ce. De ce nu era la ordinar și cu cine am plecat? V-am povestit acum. Este vorba de tine. Până vine trebuia de depus acele documente. Vine putea să anunțăm ședința ordinară, dar mi-am grăbit un pic. Asta este și rolul Consiliului Local. Asta înseamnă să fii consilier de multe ori să, să depășim niște etate. Pentru bine comunității. Pentru că m-am chemat ca să... Să nu mă dea la temă. Deci, nici pe mine. Vă dați seama că pe mine chiar mă deranja că era bine sau asta. Nu, nu era ce problemă. Dar vine trebuie automititori de comunitate. Până vine trebuie, da, s-a dat automititori și trebuie să vă autorești. Regulă? Da. Cine este Petru? Cine a prezentat la ședința anterioară? Georgiana, nu? Bărbatul, mai este o înțeamnă. Da. Deci, cu nouă moduri pentru. Ea a fost absolut de motivare. Domnul Sărăgiu, ați fost? Da. A fost, a fost, a fost. Da. Da. Da, trebuie. Da, deci putem doar citire o decizie de zi. Avem un număr de 3 proiecte. 1. Proiect de hotărâre privind constatarea, cu constatarea încetării de trecere prin deces, începând cu data de 7-8-2021, a mandatului de consilier local al domnului Lungu Nicolae, ales pe listele Partidului Național Liberal de la Comuna Liviu, județul Bacău, înainte de expirarea duratei normale a acestuia, din cadrul Consiliului Local al Comunei Liviu, județul Bacău și declararea ca vacant al locului ocupat de acesta în cadrul Consiliului Local al Comunei Liviu, inițiat de primar și avis din, din partea tuturor comisiilor de specialitate. 2. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al Poatei Livezi în domeniul public al Poatei Livezi, a suprafeței totale de 16.036 metri pătrați, teren intravegan, urți construcții și a construcțiilor edificate pe aceasta, pe această suprafață de teren. Inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate. 3. Alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de 3 luni. Cine este pentru? Spune-mi la votul ordinea de zi. Este cineva împotrivă? Pe cât toată lumea. Păi deci votul pentru sau votul ordinea de zi. Bun. Atunci, o dau la consilier de generalul... Da, da. Doamna. Bună ziua. Având în vedere că am niște motive personale, așa sunt retrag. În 5 minute o să ieșiți în momentul ăsta. După ce vă dați votul favorabil... Da, o să dați votul meu favorabil domnului președinte de ședință. Mulțumesc tare mult. Da, aștept să terminat și să începem. Da. Să nu da, deci a fost lăsat votul favorabil la toate cele punctele de zi, deci ceea ce da. Cum o să vedeți dumneavoastră că nu da. Începem, cu primul punct. Da. Da? Da. Bun. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept prin deces, începând cu data de 2021, a mandatului de consilier local al domnului Lungu Nicolae, ales pe listele Partidului Național Liberal de la Comuna Livezi, județul Bacău, înainte de expirarea duratei normale a acestuia, din cadrul Consiliului Local al Comunei Livezi, județul Bacău, și declararea ca vacant al locului ocupat de acesta în cadrul Consiliului Local al Comunei Livezi, inițiat de primar și aviz din, din partea tuturor comisiilor de specialitate. Comisia 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 numărul 1. Favorabil. Comisia numărul 2. 3 favorabil. 3 aviz favorabil. Da. 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 Dacă aveți ceva de adăugat sau să discutăm, da, domnul funcționar, poate. Așa, un comentariu, domnul colegi. Da. Să vă referire la depunctul numărul Nicolae, despre care îl cunosc de foarte mulți ani de zi, în Consiliul Local, atât eu cât și poate toată comunitatea de zi. Aș vrea să trai
părticică din politicul din care se desfășoară Comuna Lăreț. A fost cunoscut de foarte mult timp și eu am fost coleg de parte cu dânsul și nu numai cu el și poate mulți dintre noi deja am fost colegi cu el. Pot să spun așa câteva cuvinte că într-adevăr a fost poate politicianul care a trăit cu adevărat momentul, a fost unul dintre oamenii care s-au pliat pe politica partidului din care a făcut parte și poate că chiar dacă în anumite situații am avut dispute contradictorii, pentru mine cred că a fost un exemplu de politician, de om care a fost atașat partidului din care a făcut parte. În altă ordine de idei, domnule primar, aș vrea să vă întreb dacă era nevoie neapărat să facem un proiect de hotărâre din care să luăm act de decesul domnului Nicolae. Pentru hotărâre de Consiliul Local. Așa este. Da. Mă gândesc că poate era suficient să spun. Nu. Deci, da? Codul administrativ cere acest lucru pentru a putea promova pe lista aceluiași partid a următorului consilier de pe listă. Altfel, partidul lui din care provenea nu poate să-i comunice oficial fără o hotărâre de Consiliul Local. Da. 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 Mai dorește cineva să adauge ceva? Cine este pentru aceste lucrurile? Este cineva împotrivă? Domnul Surgeu? Da. Deci cu data 10 voturi pentru a numărul 2. Da. Punctul al 2. Da, punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al OAT Livezi în domeniul public al OAT Livezi asupra peței totale de 16.036 metri pătrați, teren intramural în curs construcției și a construcțiilor edificate pe această suprafață de teren. Inițial de primar și ales din partea tuturor comisiilor de specialitate. Comisia de specialitate numărul 1 aveți la hotărâre. Comisia de specialitate numărul 2 aveți. Comisia de specialitate numărul 2 aveți. Da. Dacă vreau să discut ceva, da, dacă aveți ceva la punctul al doilea, în trecerea din domeniul privat în public, înapoi cum a fost în 2008. Da, pentru... Da, domnul președinte, pentru a informa cetățenii care se mută la ședințele Consiliului Local, trebuie de spus de ce s-a trecut din domeniul public în privat și trebuie să fie ca să știe lumea. Pentru cineva poate face intensiv despre ce s-a întâmplat atunci, dar nu e corect, nu e corect. Și nu m-am gândit cum de ce, numai mai am să arătă ca să întâmplă ceva. Ce s-a întâmplat în domnul domnul secretar? Pentru informarea publicului, de ce am trecut din domeniul public în privat și acum intră? Dacă doriți, o să o chemăm pentru detalii și cu doamna Costia Mariana, care a tocmit documentații cu doamna inginer de Marodica. Dar din ceea ce vă spun eu și am tocmit documentele respective, la solicitarea Companiei Naționale de Investiții pentru efectuarea de investiții pe terenul din jurul primăriei, trebuie ca acel teren să treacă înapoi din domeniul privat în domeniul public, toate că în 2008, tot dumneavoastră, Consiliul Local, nu neapărat aceleași persoane, au aprobat trecerea din domeniul public în domeniul privat. Aceste subiecte de exigență. Pentru că la timpul respectiv, pentru construirea unei serii de primărie și a unei baze sportive, s-a cerut ca unul dintre elementele determinante ca bunul acesta să facă parte din domeniul privat al Comunei Livezi, să fie ușor de gestionat și ușor de... Așa de ce era pentru domnul primar, transferăm acum din domeniul privat în domeniul public 36.036 metri pătrați. 16.000. V-aș întreba dacă un cadastru care este făcut pe suprafața asta corespunde cu suprafața care transferăm noi înapoi. Da. Domnul secretar v-a spus bine că ar fi corect și normal ca persoanele care fac parte din aparatul primarului și mă refer aici urbanismul și fondul funcțional, se vine să vă explice. În mare vă pot explica, dar nu tehnic, pentru că nu sunt specialist în acest domeniu, dar în urma constatărilor și dictărilor POPO, actualizate de mine la momentul respectiv,
O parte din suprafața dirigită a primăriei nu se regăsește nicăieri. Adică? Puteți să-mi spuneți? Adică o să chemăm acum doamna inginerii, da? Să vorbim cu actele de față. Inclusiv o parte din primărie nu este întabulată. Sunt probleme grave. Nu am vrut să intru în detalii, dar dacă totuși dumneavoastră nu ați întrebat, eu sunt datul să vă răspund. Dar o să vă răspund corect prin aparatul de specialitate al primarului, invităm pe cele două persoane să vină să vă prezinte dumneavoastră exact situația concretă la momentul, la momentul acesta, la momentul actual. Da, ne trebuie să... Să spune și mai am dar primim să mă întreb. Să vină amândouă, doamne. Ele au lucrat la acest moment. Eu am fost surprins de ceea ce mi s-a cunoscut. Că suprafețele acestea nu au fost scris. Nu știu care a fost interesul, nu știu de ce până acum. Dar e momentul să le punem în vedere. De asta și, și dumneavoastră și eu, cred că sunteți la sentimentul meu, să clarificăm odată această suprafață. Din ce am înțeles, din ce am verificat, inclusiv drumul județean a intabulat o părticică în Egipta. Eu am intabulat la urmă. Nu v-a urmat nimeni. Domnul consilier, domnul consilier Costea, vrea să-i prezentăm mai detaliat situația în care ne aflăm noi acum cu această suprafață de teren din incinta primării. Doamna inginer lucrează, doamna Costea lucrează, și aceasta au constatat în urma verificărilor și în urma specialiștilor la o firmă de topo, că sunt unele nereguli. Iar noi acum încercăm să le așezăm și să le punem, să le punem în regulă. Da. M-aș întreba, doamna ingineră, că dacă suprafața asta de 16.000 de euro pe 6.000 de euro, dar ce avem în cadastru? Sau în intabulat? Nu, intabulat de 15.000, 15.000, 0, 35, dar în jur de 15.000. Da? Și a fost o diferență până la 16.066, care au găsit-o la măsurători acum. Că ne suprapuneam, dacă spui bine, vă rog să mă corectați, cu drumul județean. Da? Ne mai suprapuneam un pic cu subiectul proprietatea privă, pe aici, și vecini, da? Și nu erau prinse o parte din terenurile de aici, primăria doar jumătate era prinsă în cadastru vechi și doar o singură clădire mai avea prins. Nu, clădirea de birouri și o singură clădire mică, o anexă. În rest, n-am mai prins nimic. Ca și clădire. Ca și clădire și ca și clădire. Ca și clădire. Nu cunosc pentru că mie s-a adus la cunoștință, am văzut doar extra-spiritare. Dacă mă lăsați să-mi iau documente, pot să vorbesc pe documente. Nu știu ce vreți să mă întrebați. În 2008 s-a emis această... Aia a venit să-l locale, nu a fost făcut întâmplător. Nu, 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 e întâmplător. Nu, 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 da, uite, și atunci a fost trecut o suprafață, domnuiesc. Da. Nu? Dar e ce suprafață? Nu, mai apărat de 1,64 de care. Da. Așa. Dar n-ar trecutul în cadastru. Azi în cerii, în funcție, schimbă guvernul, știți, în cerii o altă hotărâ, cum ai făcut bună aia, dă pe aia, dă. În urma de aici, dacă e că mai găsești de asta, dar să-i domnul. Domnul Sărugiu, domnul Sărugiu. În momentul când CNI-ul mi-a solicitat aceea trece, în urma verificărilor făcute de cei de la cadastru, am constatat împreună cu... Așa că o parte din suprafață nu este trecută în... Și atunci, la data de cum s-a făcut asta? Păi, ce-i întrebarea? Păi, ce-i și limita. Dacă la partea funciară era această hotărâre de locul local registrată, da. S-a plecat cu s-a făcut. S-a făcut în 2000... E clar, s-a făcut. În 2008. De ce se cheamă hotărârii numărul 64 din care? Da, e baza hotărârii făcut. Așa, dacă era în cartea funciară... Așa, trebuie,
ce? Să fac o problemă din 16.000, dar nu avem niciun cadavru acasă de ce? Domnul, așa am dat să fac. Deci tu cravața mie nu s-o primit, nu s-o dat. Dar nu avem nicio legătură cu cadavru. Nu. Problema că pentru a face investiții trebuie să fie inclus în domeniul public. E investiții de utilitate. Ei, nu să primi privat, să se schimbă și să schimbă regimul juridic. Da, și este la teren. Așa e. Nu mai are o parte din consilier, nu mai avem nicio atribuție.
Atâta. Nu știu, dar dumneavoastră anul trecut a fost președinte vreo câteva luni. Da. Dar, Benecam, eu n-am dat să-mi vorbesc. Acum câteva luni, câte proiecte ai făcut să-mi construi anul din urmă, acum ce construiești cu un comunat, că ești președinte? Dă-mi un moment într-un proiect. Dar trebuie să construim. Dar trebuie să construim toată ca ar putea să faci. Așa, da. Nu s-a făcut. Cereți mie explicație așa. Păi tu nu ești amintea la tine. Nu, eu am spus că dumneavoastră... Păi nici ce te-am spus, dar n-ai spus. Nu este corect. Toate proiectele care s-au făcut în comprat, nu mi-ai adăugat niciun. Sigur, nu trebuie să spui, știi de când nu mi-ai adăugat. Eu s-am făcut pe tine din viața, sigur am apropat. Nu mai vorbim, lasă-mă să vă spun. Dar vorbește de mine, eu am făcut domnul Mi-ai întrebat, trebuie să vă spun. Nu ai fost președinte, sau ai fost plăsat altă dată, acum să lucrează cu mâna și arunca de-a părintele dovadă și să vedem omul asta. Nu trebuie să mai spun eu. Acum eu ți-am făcut președinte, nu am nicio problemă. Dar am fost și... Și nu trebuie să fie președinte. Am fost și președinte. Și nu trebuie, ți-am zis că nu trebuie să fie președinte. Dacă crezi că funcția de președinte îți faci o onoare pentru tine, te împotrivi să nu fie care nu să fii președinte. Nu. Dacă îți faci o onoare. Nu, dar n-am nici la fost propus. Nu e o onoare. Atunci am avut și proiecte, știți? În ce s-a fost atunci, cum a stat atunci, știi problema? A fost de către un medicin primar, am luat o echipă, așa cum se la momentul potrivit, am avut niște proiecte, nu le-a fost dar nicio problemă cu fiecare, ca și vrea și cum vrea, dar da, totuși, până atunci, și-am venit să nu așa. Acum, dacă păstrați mandatul ăsta, că nu mai merg, voi, nu am nicio problemă. Eu nu trebuie să fiu tot dacă voi trebuie. Nu am semnat ca un plător de creze. N-a fost un plător de creze.
ați adus. Poate hotărârea de consiliu. Poate hotărârea de consiliu. Hotărârea de consiliu.